Nu sunt de acord nici cu ce s-a întâmplat, v-am spus acolo, cu acel impresar care avea ecusonul oțelul și care a luat la pumni ziariști și a amenințat când erau... Îi certa pe jandarmi. Îi certa pe jandarmi, că dormiți auzi. Și nu știu. Da, da, înțeleg că jandarmeria, am văzut și pe fanati.ro, a luat o măsură apropo de ce s-a întâmplat, amendă de 500 de lei și blocat accesul pe stadion. Uite, să vezi cum aici da. E după ce l-am împins pe băiatul ăla, cred. Da, aici este imaginea de sus. Este imaginea. Uite, na. Asta e prima imagine. Băiatul acela care este bruscat de Rareș Pop, că Rareș Pop este numele lui, este Cătălin Stroia de la Iam Sport, a fost la GSP. Iar imaginele sunt filmate de fostului coleg de la GSP, de Iosif Popescu. Dacă nu filma nimeni, ăsta spunea că el n-a făcut nimic. Absolut. Băiat ăsta, smardoi ăsta. Faze de genul ăsta. E mare impresar. Rareș Popul îl cheamă, este un impresar care lucrează foarte mult cu... Nu, dar eu cred că așa se face selecția la Galați. Îmi pare rău, am văzut și declarația. Da, astea sunt imaginele de aseară. Haideți să vedem ce putem lămuri. L-avem în direct cu noi și pe Cristi Munteanu. Babicu, te salutăm. Bună dimineața, salutare tuturor din studio. Sunt cu Dănuț Lupu, cu Robert Niță și cu Vivi Răchite aici la Fanatic Superliga. Vorbim, bineînțeles, de meciul de aseară și am ajuns și la faza cea mai puțin plăcută, chiar reprobabilă. Nu știu dacă știi tu, dar cred că ai văzut deja. Da, am văzut, da. Cine este acest Rareș Pop? Că înțeleg că aveai cu sonul oțelului pe el. Este un agent a câtorva jucători de la noi, atâta tot. Nu este angajatul clubului, nu, deci noi ne delimităm de gestul lui, pentru că nu are nicio legătură contractuală cu noi, clubul Oțelul Galați, așa că Oțelul nu trebuie să intre în această discuție, că nu are nicio treabă. Oțelul a intrat în această discuție, Cristi, pentru că avea cu sonul oțelului pe el. Au fost imagine publicate de aia. Da, n-am văzut, nu știu ce e cu sonul avea. Cert este că, da, vă confirm, este un agent care are câțiva jucători la noi, dar nimic mai mult, atât tot. Acum, vă spun sincer, nu are nicio legătură clubul nostru și nu trebuie discutat despre oțelul la ce a făcut el. A făcut un gest reprobabil, un băiat tânăr, a greșit cu siguranță și a dat seama, dar să băgăm oțelul în chestiunea asta, nu cred că... Dar cum au, asta e singurul lucru care mă interesează, în rest trec la meci. Cum a reușit să aibă pe el sigla oțelului? Asta e singura problemă, mai ales că era vorba de faptul că s-a accidentat băiatul acesta Chira și el era acolo, iar colegii noștri filmau niște lucruri, erau la locul muncii, să spun așa. Cum a reușit, dacă știi să ne spui, cum a reușit să aibă sigla oțelului? Uite că asta nu știu să spun chestiunea asta, știu doar că am întrebat și a zis că... Am încercat să-l filmeze în salvare și, probabil fiind jucătorul lui ca agent... A, Chira e și jucătorul lui, al Rareș Pop, al domnului, respectiv. Nu știu ce a avut în cap, dar, repet, nu este angajat al clubului Oțelul Galați, așa că Oțelul nu face... Că a avut aia la gât, nu știu amănunte, nu știu să-l spun. O să mai lucrați cu el? Atâta te mai întreb. Clar. Dar el este agent de jucători, deci... Are niște jucători care sunt la noi și nu numai la noi. Are jucători la mai multe echipe în campionatul nostru. Nu are nicio legătură jucătorii lui care sunt la noi cu el ca agent. Deci nu, da. Nu avem nicio legătură cu, repet, contractuală cu acest, contractuală. Cu acest impresar. Contractuală, că prietenească, da. Pot să spun că a fost la voi în lojă, din ce... Știu, dar vine la, a fost la meciul, dar nu numai el. Majoritatea impresarilor care au jucători la noi și sunt meciuri în București, la Cluj, asta, vin normal că primesc invitații de la club, de la jucătorii care are la noi. Adică nu e ceva wow. Da, probabil că așa a ajuns să aibă și acea emblema oțelului. Exact, el este major, adică să răspundă fiecare pentru ce face, dar clubul Oțelul nu are ce răspunde pentru că nu este un angajat al nostru. Știu, Cristi, tu ai dreptate, scuze-mă, Robert, dar pur și simplu și Oțelul are de pierdut pentru ce a făcut băiatul acesta, care nu are legătură contractuală cu voi, dar era acolo la un meci al vostru, la un jucător al Oțelului și având sigla Oțelului. Pur și simplu și Oțelul are de pierdut. Care reprezintă ca și impresar. Acum,
Da, da. S-a dus să vadă starea de sănătate a jucătorului, care consider că a făcut-o bine. Că s-a dus să intereseze de jucătorul lui. Mai departe, că poate colegii au încercat să te bage să filmeze în salvare și s-au încins spiritele acolo, asta e altceva. Te salut, adică, Cristi, scuză-mă că intervin. Salut, Robert. Salut, Robert. E o discuție puțin sensibilă, pentru că eu te cunosc de câte ori am fost la Galați acolo, atât tu cât și Cristi Sârg, m-ați primit extraordinar, dar nu sunt de acord cu ceea ce spui tu, că nu implică clubul Oțelul Galați. Pentru că băiatul ăsta, dacă n-are badge-ul ăla la gât, cu acces în parcare, în vestiar, pe culoare și la loje și unde mai are el, nu ajunge niciodată lângă salvare să facă acest gest formidabil să se intereseze de starea, de sănătatea jucătorului, de pe urma căruia el câștigă niște bani. Și clubul e, voi aveți de pierdut, Cristi, că la, eu știu cum să intră pe Giulești și știu cum să intră și la voi la Gala și pe alte stadioane. La loje tu intri cu, că ai o brățară de aia la, pe baza unei invitații să pune o brățară de acces, sau ai beci din partea organizatorului sau al oaspeților. Iar băiatul ăsta ajunge acolo pentru că poartă însemnele clubului vostru la gât și de aici să permite accesul. Da, bun, aici poate să văd și eu de unde a putut să, de unde a procurat beciul ăla. Că e păcat performanțele sportive care le aveți și cum arată echipa asta, pentru că vin niște băieți de ăștia și uite ce se întâmplă. Și da, Oțelul e parte din scandalul ăsta în momentul de față. Da, eu am vrut să lămuresc lucrurile, că nu este angajatul clubului. Și am înțeles.